Vreau să vă citesc câteva versete din Scriptură foarte cunoscute. Cuvinte pe care cel mai des sunt folosite atunci când vrem să ducem pe cineva înspre Hristos și vrem să-i spunem despre Dumnezeul nostru. Doar că să știți că astea se potrivesc tare bine nouă, celor care spunem că-L cunoaștem pe Dumnezeu și mai ales generația acestea care trebuie să fie liberă. Asta ca să fie un ton cu tabăra. Matei, capitolul 11, versetul 28, 29 și 30, acest cuvânt al lui Dumnezeu spune așa și vă rog, haideți să-L urmărim împreună cu mare, mare, mare atenție, cu mare, mare atenție. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Dragii mei, în această seară vom sta în fața unui subiect foarte important pentru fiecare suflet și fiecare inimă. Spun deseori înaintea predicilor pe care le rostesc că omul când stă în fața cuvântului sfânt al lui Dumnezeu trebuie să activeze câteva aspecte. Prima dată trebuie să activeze atenția, că de omul nu-i atent, pe ureche intră, pe ureche iasă și cam totul e degeaba. Doi, omul trebuie să activeze sinceritatea. Așadar, gândiți-vă și în seara asta că predica asta nu e neapărat pentru cei care nu sunt prezenți aici, ci e pentru cei care sunteți și suntem prezenți aici. Cu siguranță ați mai auzit predici de aici, cu siguranță mă voi intersecta cu alți predicatori în ceea ce spun, numai că vorba popular românească, repetiția e mama învățăturii și așa rămâne până la răpire. Așadar, să ne readucem aminte câteva aspecte importante, veți vedea că va fi de mare folos pentru viețile noastre. Pentru faptul că ceea ce parcă predomină în versetele pe care eu le-am citit e următorul aspect, odihna sufletului, odihna în Hristos, odihna și liniștea extraordinară. Într-o generație în care în fiecare zi omul se luptă să arate foarte bine, foarte bine, să arate cât mai impecabil, să-și mascheze cât mai bine stresul, frica și neliniștea, chiar dacă pe exterior oamenii arată din ce în ce tot mai bine și parcă nu sunt așa trecuți ca generațiile dinaintea noastră, în interior, generația asta de oameni e mai stresată ca niciodată, e mai neliniștită ca niciodată, e mai prăbușită ca niciodată. La un moment dat ascultam un interviu între doi analiști militari care nu neapărat m-a interesat subiectul, dar la un moment dat mi-a atras atenția ceva. Vorbeau despre războaiele actuale. Bă, și când au venit să vorbească despre războaiele actuale, a fost pentru mine foarte interesant și am zis, hai să văd ce se mai întâmplă pe mapa mondul ăsta. Și la un moment dat cei doi analiști spuneau așa, și asta, bucata asta am ascultat-o, asta mi-a atras atenția și la un moment dat unul zice așa, dacă te vei duce în cabinetul de război al lui Putin, vei vedea că e foarte mult stres, vei vedea că e foarte multă frică, e foarte multă nesiguranță. Bă, și m-am gândit eu în momentul ăla, păi Putin care iasă și chiar zilele astea, cred că ieri, când președintele Franței a zis că îi lasă pe ucraineni să atace Rusia cu armele lor și iasă la un moment dat Putin și o să ar trebui să se gândească de două ori cu cine se pun. M-am gândit eu, nu știu dacă e real ce au zis analiștii ăștia, dar prin prisma ceea ce ei povesteau, permiteți-mi să îi dau așa direcție la predica asta, că la un moment dat m-am gândit, bă, dacă Putin care arată atât de multă siguranță, oare o fi chiar așa să fie stresul ăla acolo în cabinetul lui de război? Continuau la un moment dat analiștii ăștia și spuneau așa, dacă te duci în cabinetul de război al Ucrainei, vei vedea de asemenea foarte mult stres, vei vedea de asemenea foarte multă nesiguranță, vei vedea de asemenea foarte multă frică.
Bun, acum asta înțeleg, că îl vedem pe Zelenski săracul de atât amar de vreme că tot bate Europa dintr-un colț în altul în disperarea lui, ajutați-ne, ajutați-ne. Continua analiștii ăștia și spuneau, dacă te duci în cabinetul de război al Iranului, care Iranul e o țară mare, o putere nucleară, oameni parcă îi spune fără de niciun fel de frică, de nimeni, de nimic, care se duc așa cu capul înainte, indiferent cât i-ar costa. Și spuneau analiștii ăștia, dacă te duci în cabinetul de război al Iranului, vei vedea și acolo foarte multe frică, vei vedea și acolo foarte mult stres, vei vedea și acolo foarte multă nesiguranță. Dar continuau ei și spuneau, dacă te duci în cabinetul de război al Israelului, toată atmosfera se schimbă. Bă, și asta mi-a atras atenția. Dintr-o dată, am zis, bă, curios, stai să văd. Dintre toate țările menționate, cel mai mic e Israelul. Și la un moment dat spuneau ei așa, acolo, în cabinetul de război al lui Benjamin Netanyahu, când se adună la câte o ședință, nimeni nu ridică tonul. Nimeni nu vorbește cu stres, nimeni nu arată acea nesiguranță, nimeni nu arată disperare. Toată lumea discută pe liniște, pe așezare, cu siguranța faptului că vor reuși, că vor duce totul la bun sfârșit, că vor câștiga și de data asta, că vor ține controlul și că vor ține piept tuturor dușmanilor. În momentul ăla mi-am adus aminte de un discurs de-a lui Benjamin Netanyahu, care la un moment dat și presa l-a făcut public, când la un moment dat premierul Israelului spunea așa în discursul lui, că Dumnezeu a fost cu noi în Egipt, ne-a scos de acolo. Dumnezeu a fost cu noi în Babilon, ne-a scos de acolo. Dumnezeu a fost cu noi în Holocaust, ne-a scos și de acolo. Dumnezeu a fost cu noi în războiul de 6 zile. Ne-a ajutat Dumnezeu și de acea dată. Și spuneau ei, el imediat după ce au atacat Hamasul, Dumnezeu va fi și de data asta cu noi, pentru că Dumnezeu rămâne același. Și continuau ei, Benjamin Netanyahu, nu știu cât e de real, dar suna foarte interesant, nu știu de unde aveau datele, dar pentru mine a fost extrem de fascinant. Zice, Benjamin Netanyahu începe orice ședință în cabinetul de război și o finalizează la fel. Dumnezeu este cu noi. Mi-am dat seama că generația asta de oameni în care noi trăim, cosmetizează deseori acea neliniște și o îmbracă frumos, dar deseori în interior omul e extrem de stresat, e extrem de tulburat, pentru că nu mai are de cele mai multe ori siguranța că Dumnezeu este cu el. Mă, parcă toate s-au legat. În câteva zile mai târziu am dat peste o poveste interesantă. Și în povestea asta spunea așa, că într-un oraș mare era un copac foarte, foarte impunător. Mintea mea, când eu citeam povestea asta, încă rula la ceea ce am auzit în acel podcast. Și la un moment dat spunea așa, că în orașul ăsta era un copac foarte impunător. Era cumva parcă emblema orașului. Toată lumea mergea să vadă orașul ăsta, copacul ăsta. Toată lumea mergea să-și facă poză cu copacul ăsta. Toată lumea era impresionată de cât era de puternic, de mare, de falnic, de triumfător oarecum. Dar spunea povestea asta, în momentul în care te duceai mai aproape de acest copac, vedeai niște ancore care îl țineau, fiind oarecum o emblemă a orașului, administrația locală au decis să-i pună acestui copac niște ancore care să-l țină în picioare. Continua povestea asta și spunea așa, cu cât te duceai mai aproape, un miros înțepător parcă te lovea frontal, îți vinea să te ții de nas, te duceai mai aproape de el și vedeai că în trunchiul acestui copac se formase o scorbură care, din păcate, oamenii plini de lene nu se mai duceau să ducă gunoaiele la coșul de gunoi și le aruncau acolo, ci pentru faptul că în interiorul acestui trunchi s-a format acea scorbură care a mâncat din interiorul trunchiului, era de fapt ceva uscat, fără de sevă, fără de viață, dar care arăta super impunător de la distanță, care arăta super triumfal, super falnic de la distanță. Dar când te duceai mai aproape, îți dădeai seama că dacă acele ancore nu vor mai fi, într-o zi acel trunchi se va prăbuși mai devreme sau mai târziu.
Mi-am dat seama și m-am gândit în momentul ăla la ceea ce urmează să vă predic. Așa e viața omului. Unde nu e Hristos, unde nu e Dumnezeu, unde focusul nu e pus pe Iisus Hristos, unde focusul nu e pus pe Dumnezeu, unde Dumnezeu nu e central, ceea ce diavolul face în generația asta din ce în ce tot mai mult, e să-l stoarcă pe om de seva divină și să îl mănânce pe interior, să-l golească de Dumnezeu și de seva divină și să așeze diavolul toate gunoaiele lui, care, ascultați-mă, pune, dacă vreți, peste toate gunoaiele diavolului și a păcatului capacul care e pus, e neliniștea, frica, e lipsa de odihnă, e stresul permanent. Oh, parcă atunci când citeam povestea asta mă gândeam la vremurile noastre, pentru că oamenii, cum am început mai devreme, încearcă să-și cosmetizeze lipsa de Hristos, faptul că nu mai e seva divină, faptul că ei sunt goi pe interior, dar aparent par falnici, aparent par puternici, aparent ei parcă țin controlul. Oh, dar deseori omul e ancorat de niște lucruri din lumea asta și de cumva s-ar duce ancorele alea. Omul s-ar prăbuși mai devreme sau mai târziu. Dar uitați-vă la alianță, că dacă la Putin îi lasă ăștia și spun chinezii și cu Iranul, bă, de astăzi încolo nu mai suntem prieteni, o să vedeți că nu mai are atâta curaj pe cum îl are. Are și el câteva ancore de care se agață, bă, alianțele noastre. Că dacă s-ar destrăma, dacă vreți, dacă s-ar destrăma alianța asta nord-atlantică, dacă n-ar mai fi NATO, o să-i vedeți și pe români că nu mai are atâta curaj, o să-i vedeți și pe francez că nu mai are atâta curaj, o să-i vedeți și pe spaniol că nu mai are atâta curaj, pentru că omul deseori pare falnic, pare puternic, pare impunător, pentru că are câteva ancore de care s-a agățat. Și când ancorele alea nu mai sunt, omul pur și simplu se prăbușește. O, dragii mei, diavolul exact asta face cu viața unui om. Când omul nu mai e, când în inima omului nu mai e Hristos în centru, diavolul stoarce de seva divină, diavolul stoarce de Dumnezeu, stoarce de tot ce e bun, începe să-l mănânce pe interior, să-i producă acel gol pe care doar Hristos îl poate umple și mai apoi, după ce s-a format golul acela, aruncă tot felul de gunoaie care, cum v-am spus, culminează cu neliniște, cu frică, cu stres. Da! Mulți din generația asta par de neînvinși. Mulți din generația asta par că dețin controlul. Multe mame par că sunt neînfricate și mulți tați par că ei dețin controlul și pe viitor. Doar pentru faptul că ne agățăm de niște ancore trecătoare. Și de cele mai multe ori și în foarte multe cazuri, nu pentru faptul că e Hristos în interior, și doar pentru faptul că omul se agață de niște ancore. Spunea la un moment dat povestea asta că într-o zi niște copii s-au dus și au băgat acolo în acea scorbură multe, multe petarde din alea puternice. În joaca lor nebună le-au dat foc și ceea ce părea ceva puternic și triumfal, ceea ce părea ceva extrem de impunător, a explodat, fiind doar o coajă uscată, a explodat și s-a prăpădit, tancurile s-au prăbușit și toată emblema acelui oraș s-a dus. Și m-am gândit, exact așa e viața omului fără de Hristos. Se agață de niște ancore, de frumusețe, de sănătate, de bani, de relații, de faima de moment. Și el în interior e cât se poate de neliniștit. El în interior e plin de stres, e plin de frică, e plin de neliniște. A reușit diavolul să pună tot felul de gunoaie, a reușit diavolul să pună tot felul de momente complicate. Oh, dar pe om, din păcate, trăim într-o generație în care arătăm bine, dar suntem stresați cu acte în regulă. O generație care arată bine de cele mai multe ori doar pe exterior. Și în interior omul e foarte sfărâmat, e foarte tulburat, e foarte dărâmat. Și în momentul în care omul nu înțelege ce trebuie să facă, la timp va veni diavolul să bage pe tărzile lui. Îl va exploda pe om și deseori când omul explodează, lasă în urmă tragedii, lasă în urmă momente pe care n-ar vrea la un moment dat cineva să-i le mai aducă aminte. Lasă în urmă momente care rămân în istorie ca o pată neagră. Tocmai de aceea Hristos vine și spune, eu sunt cel care vă pot da odihnă. Iar omul fără de odihna lui Hristos pare împărțit
impunător doar o bucată de vreme. Iar omul fără de odihna lui Hristos, fără de seva divină, fără de Dumnezeu, fără de Biblie, fără de principiile sfinte, fără de tot ceea ce înseamnă dumnezeire și divinitate, omul fără de Iisus Hristos, centrul vieții noastre, omul apare doar pentru o bucată de vreme puternic. Am văzut atât de mulți oameni care s-au ținut puternici până în fața cancerului, până în fața leucemiei, până în fața situațiilor complicate, iar mai apoi când ancora asta anumită sănătate s-a dus, să-i vezi cum dădeau în disperare, tremurau din toate încheieturile, nimic nu mai era bine, Dumnezeu nu mai era, unde-i Dumnezeu, întrebau ei. O, dragii mei, ascultați-mă, în seara asta, pentru că avem nevoie de odihna lui Hristos, pentru că avem nevoie de seva divină în inimile și în viețile noastre, trebuie să învățăm și să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, ca El să fie centru vieții noastre, să fim plini de Hristos, de seva dumnezeiască și să nu ne poată goli diavolul. O, m-am săturat, credeți-mă, iertați-mi exprimarea directă, de oameni care arată bine doar pe exterior, din punct de vedere divin și dumnezeiesc, de oameni care se ascund după o ancoră numită venitul la biserică, de oameni care se ascund după o ancoră numită, bă, mai citesc și eu câteodată din Biblie, de oameni care se ascund după o ancoră, mă rog și eu odată pe zi, o, și diavolul îi minte pe unii, le pune niște ancore din astea șubrede, dar nu-i lasă să-L pună pe Hristos în centru vieții lor. Dar am găsit oameni care n-au ce au alții, care sănătatea lor nu e atât de bună ca altora, care nu-și permit ce-și permit alții, dar plin de Hristos în interiorul vieții lor. Ceea ce umple golul vieții lor e Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu. Și vezi când vin ăștia stresați cu ancore, ăștia care vin neliniștiți, aparenți liniștiți, dar de fapt niște neliniștiți, și vin ăștia în mașini luxoase, cu bani mulți, cu relații și cu tot felul de momente pline de faimă, și vine la mărâtul ăsta care aparent aici nu dai doi bani pe el. O, dar în interior e Hristos, e totul, e seva divină. Și îl vezi pe ăsta că stă așa liniștit și spune numai atât, aduce că tot o să fie bine. Bă, cum? O să sună către mine, bă, m-o liniștit din 5 minute. Pentru că ceea ce avea în interior omul ăsta a dat în afară, și când dintr-un om iasă Hristos și seva divină și vine și te ajută și pe tine să te umpli cu Dumnezeu și cu seva divină, o, să-ți umpli golul, să scoți gunoaiele, să scoți momentele în care tu crezi că tu ești stăpânul, să scoți momentele în care să crezi că tu le meriți pe toate, să scoți momentele alea în care eu tău trebuie să zdruncine toată casa, să scoți toate momentele alea și să lași pe Hristos să-ți umple inima. Să vezi atunci, în mijlocul poate furtunilor grele, să vezi pe oameni cât de liniștiți stau. Eu eram în Israel. Și la un moment dat povesteam cu câțiva evrei și le-am zis, dar nu vi frică? Nu vi frică de ce se întâmplă? Și au zis, nu, armata noastră ne veghează. Păi cum, armata noastră ce ne veghează? Nu, nu ne frică. Păi da, dar vin rachete, vin... La dată când eram în Israel, rachete pe sus. Ei spun la ghid, unde fugim? Și el foarte relaxat zice către mine, ai auzit tu sirena? Nu. E drept că n-am auzit, nu n-o sunat. O zis, fugim numai dacă auzim sirena. Și dacă nu, dacă nu, nu. Păi m-am uitat, zic, bă, tu ești cam relaxat. O continuat cu același deziderat. Armata noastră ne veghează. Pentru că atunci când îți pui încrederea în ceva puternic, în Dumnezeul care deține controlul absolut, nu contează cât e furtuna de mare. Nu contează de unde mai trage diavolul cu rachete. E Dumnezeul care ți-a umplut inima și îți spune... Totul este sub control. Fiți doar sinceri în seara asta, nu trebuie să o spuneți nimănui, uite, n-o să cer răspunsuri sub nicio formă, fiți doar sinceri și gândiți-vă de câte ori inima în dumneavoastră tremură. Și dacă vine cineva și spune, ce zici, o să fie bine? Și da, mă, o să fie bine, o să fie bine. Actorul de rând se activează, dintr-o dată actorul din noi se activează, da, mă, toașcă, o să fie bine, tu tremuri din toate încheieturile. Pentru că diavolul a reușit să te golească de Hristos și să te umple cu tot felul de gunoaie și a pus peste toate neliniștea și frica, stresul permanent. Se punea întrebarea de ce e așa de multă boală în ziua de astăzi, că toți spun, bă, dar mai de mult, n-auzi de atâta cancer, de atâta aia, de ce? Și majoritatea medicilor spun așa,
toate bolile autoimune pornesc de pe stres, pe frică, pe neliniște, care o deții, o deții controlul cumva, o ții sub control, că te-ai ancorat de una și de alta și zici, bă, totuși o să fie bine. O, dar în interior undeva mănâncă, în interior undeva roade, în interior undeva sfârmă. Dar unde e Hristos centru, unde focusul e pus pe cel atotputernic, unde Dumnezeu umple inima și El deține controlul absolut, omul se înalță ca ceva falnic și puternic, fără să-i trebuiască ancorele astea care se văd, înrădăcinat în Hristos. Poate să bată orice furtuni, rămâne în picioare. Dar pentru a putea avea parte de acest moment al odihnei în Hristos, această liniște extraordinară pe care doar Hristos poate să o pună, ce trebuie să facă omul? Și ascultați, știți ce spunea Domnul? Doamne, că Biblia e atât de simplă și atât de ușor, că nu e atât de complicat. Exact ce zicea Dorel mai devreme, că unii încearcă să zică, bă, că să vezi, că o pus, că sfednice, că s-o a prins becul, că acolo nu știu cum o venit ăla, că o intra, balaurul, cine-i balaurul, cine-i cutar. A fost un frate întrebat zilele trecute într-o biserică, frate, întrebare de aia, cine sunt cei 24 de bătrâni? Bă, și ăsta super smart și zice, fraților, am răspuns la întrebarea asta, vă rog frumos să luați pixul și foaia să notați. Vezi, bă, ăștia, bă, pixul și foaia, cine 24 de bătrâni. Notați, da, cei 24 de bătrâni sunt 24 de bătrâni. Unii încearcă, bă, să vezi de unde, cum e, balaur, care e ăla, care e ăla, la... ascultați-mă. Oamenii complică într-un mod atât de puternic. Nu, Biblia e cât se poate de simplă. Hristos e unul, a venit să vorbească pe limba omului, să-l înțeleagă, să-l înțeleagă și ăla cu mai puțină minte, zice Biblia. O, Dumnezeu e accesibil. Diavolul complică mințile oamenilor. Nu e simplu, ascultați cât de simplu a zis Domnul. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Nu, cât e de simplu, veniți la mine. Ceea ce diavolul se luptă ca să nu te să rămâi în stresul, la neliniște, în frica, e să nu te duci la Hristos, să nu te pui în mișcare, să nu faci ceva, să nu ai acțiunea asta. Oh, dar ce înseamnă vino la Hristos? Dar ce înseamnă veniți la mine? Toare mulți oameni au înțeles greșit și partea asta. Veniți la mine, unii oameni cred că înseamnă doar ca să vii la biserică, să faci un botez, să mai deschizi Biblia din când în când și atât. Nu, veniți la mine, e o relație profundă cu Hristos, care aduce, care implică implicare, care te pune în mișcare, care pune tot ceea ce e în tine în acțiune în fiecare zi. Omul care vrea să aibă parte de odihna lui Hristos trebuie să înțeleagă aspectul ăsta. Veniți la mine, adică intrați în acțiune, faceți ceva, mișcați-vă fizicul ăla spre Hristos. Pentru că oamenii care stresați, care stulburați, care plin de frică și care n-au puterea, dacă vreți, să meargă înspre Hristos, în momentul ăla frica, neliniștea se instalează, dar oamenii care merg înspre Hristos, în momentul în care încep să mergi la Hristos, să duci totul la Hristos, să nu faci nimic fără de Hristos, să înțelegi că Hristos e totul, în acel moment în inima și în mintea omului se pune liniștea, golul pe care diavolul vrea să-l umple cu frică, o umple Hristos cu pacea divină. O, veniți la Hristos înseamnă expunere. Adică să te expui. Omul stă stresat pentru că nu vrea să înțeleagă ce înseamnă vino la Hristos. Înseamnă expune-te. Vino la Hristos și dă-i ceea ce tu ai din tine. Dă-te pe tine să te expui în fața oamenilor. Venirea la Hristos înseamnă, notați, expunere în fața altora. Vă aduceți aminte de o femeie, zice Biblia, care avea o fată stăpânită de un duh necurat, sirofeniciană, vine la Domnul și femeia asta, vă și citesc. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și a Sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns, căci îndată o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre el și a venit la el. Femeia asta a zis, eu vin la Hristos, îmi pun în mișcare viața, îmi pun în mișcare ființa, mă pun pe mine în mișcare. Avea o problemă femeia asta, acasă avea o neliniște cruntă. O, să ai un copil stăpânit de demoni.
să nu mai știi cum să-l mai ții, să nu mai știi cum să-l ții sub control, să-l vezi ce manifestări urâtă are ca și mamă și nu numai. Bă, ești plină de neliniște. Femeia asta plină de neliniște a înțeles că pentru a se instala liniștea în inima și în viața ei, trebuie să vină la Hristos. Nu era ușor, nu era din poporul lui Dumnezeu, nu era acolo din anturajul lui Hristos. Și a zis, nu-i problemă, eu mă expun, vin înaintea lui Iisus Hristos, că vreau să am parte de liniștea divină, dragii mei. Liniștea lui Hristos nu va umple viețile noastre atâta timp cât omul, într-un mod clar și concret, nu vine la Hristos. Dacă v-ar da cineva un pic și o foaie și v-ar spune, spuneți-mi 10 pași prin care tu vii la Hristos, ce ai scrie? Merg la biserică. M-am botezat. Că merg la biserică, am zis. Că m-am botezat, am zis. Trebuie să mai pui la număr. Pentru că, dragii mei, diavolul a reușit pe mulți să-i pună într-un colț, să spună, bă, lasă tu cu mersul la Hristos, lasă tu cu expunerea, lasă tu să știi alții că tu-L vrei pe Dumnezeu, lasă tu povestea asta, du-te tu în drumul tău. Oamenii care au puterea să vină la Hristos expunzându-se în fața altora, arătându-le și altora, eu mă duc spre Hristos cu ce sunt eu, atunci când bat furtunile vieții. Atunci când bat furtunile vieții, au acea liniște extraordinară. Cel înaintea căruia au venit, acela le umple viața cu Hristos. Doi, întotdeauna când vii la Hristos, pe lângă faptul că trebuie să te expui, ascultați-mă, înseamnă perseverență. Femeia asta a avut parte. Da, să vă spun, știi ce înseamnă când vii la Hristos? În momentul în care vii la Hristos, Hristos îți dă șansa unui dialog. De ce merită să vii la Hristos? De ce merită să te expui în fața altora? De ce merită să le arăți la colegii tăi că tu ești credincios? De ce merită să le arăți la oamenii de la locul de muncă că tu ești credincios? De ce merită să te vadă cu Biblia la școală colegii tăi? Băi, tabui, din alte emisfere, nu? Nu! E din România, e ceva normal, real. Să ai curajul, nu știu, în pauza mare, să scoți Biblia, să scoți telefonul, să le citești la colegii tăi. Bă, vreți să vă spun ce am citit eu azi dimineață? Asta se numește expunerea! Na. Pentru că oamenilor le e rușine să mai vină spre Hristos. Dar în momentul în care vin spre Hristos, Hristos îți dă șansa unui dialog. Ascultați, la femeia asta, Hristos îi dă șansa unui dialog. Pentru că a venit. În momentul în care a venit la Hristos și femeia asta începe să comunice cu Hristos, începe să-i spună durerea ei, începe să-i spună ceea ce o doare, îi dă Hristos șansa unui dialog. Când dialoghezi cu cel atotputernic, pentru că vii la Hristos, te expui și faci asta din toată inima cu tot ce ești și mai apoi când te pui pe genunchi vei vedea că dialogul cu Hristos e altul, se simte altfel, se trăiește altfel, timpul trece altfel. Și îți dă Hristos șansa dialogului pentru că te-a văzut că tu ai avut curajul să te expui. Prin expunere în fața altora, tu ai venit înspre Hristos într-un mod vădit. Și când îți dă Hristos șansa dialogului, tu poți să-i spui durerea inimii tale, poți să-i spui ce te doare, poți să-i spui unde ții durerea, poți să-i spui ce te frământă, poți să-i spui care ține liniștea și poți să-i spui. Când vii la Hristos și Hristos îți dă șansa dialogului, ascultați, îți oferă Hristos, dacă vreți, șansa în a-ți arăta credința, în a-ți arăta credința. A fost acolo un dialog interesant, pentru că femeia asta s-a expus, a zis, eu nu pierd dialogul. Ascultați că Domnul a încercat-o în prima fază a dialogului. Zice Domnul, nu-i bine să arunci pâinea la căței. Era româncă plecat din prima. Cum ai zis, Doamne? Păi eu ce-s? Eu-s căine. Numai au înțeles că expunerea nu contează ea, contează Hristos. Știți de ce mulți nu mai deschid Biblia printr-un mijloc de transport în comun? Pentru că contează ei. Cum să mă expun eu? Femeia asta a zis, ascultă-mă, eu m-am expus? Nu mai contez eu, contează el. El poate să-mi umple inima cu pace. Și Domnul încearcă și dă șansa unui dialog ciudat pentru început. Și spune așa, zice, de eu nu-ți veni să eu nu dau pâinea la căței. Oh, și dacă femeia asta n-ar fi continuat dialogul și n-ar fi acceptat provocarea unui dialog, n-ar fi putut să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în perioada imediat următoare. Că zice că femeia asta și-a manifestat credința.
credința și a zis, femeia asta, da, Doamne, dar ascultă-mă, zice, să știi că și câinii mănâncă ce cade de la masa stăpânului. Da, e adevărat, tu nu ai venit să-mi dai mie o bucată mare de pâine, dar te rog, firimiturile alea, știi de ce? Pentru că eu am venit la tine, m-am expus, am trecut printre toți, am intrat în casa asta unde tu te-ai ascuns, nu m-a interesat de gurile altora, am un singur scop, ca tu să-mi umpli inima și casa de pace și de liniște. Și pentru asta fac tot ce îmi stă în putere. Da, mai blamatoare, cum ai zis că sunt fel de cățel, că trebuie să plec, că tu nu dai pâine la căței, dar ascultă-mă, și căței mănâncă ce cade la masa stăpânilor lor, și căței mănâncă. Te rog, fărâmiturile alea dă-mi-le și mie. Știți că mulți nu-și mai pot manifesta credința lor în Hristos datorită faptului că nu fac primul pas să vină la Hristos, să se expună înaintea lui Dumnezeu. Știți ce spune Domnul? Ascultați, pentru vorba aceasta, du-te. Duhul ăla necurat a ieșit din fică ta. Pentru că în momentul în care vii la Hristos, Hristos îți dă șansa unui dialog, când te expui, fie în fața oamenilor, a celor care te cunosc și spui, eu sunt al lui Dumnezeu, mă duc la El cu tot ce sunt. Hristos îți dă șansa unui dialog. În timpul acestui dialog, în viață, prin atitudini, prin trăire, Dumnezeu îți dă șansa să-ți manifesti credința ta. După ce Dumnezeu îți dă șansa să-ți manifesti credința, de ce? Pentru că ai venit la El, pentru că stăteai față în față cu El, pentru că stai față în față cu El cu viața, Hristos îți dă șansa să-i vezi puterea. Femeia asta, zice Biblia, că a plecat acasă. S-a întors, a zis mulțumesc că a plecat acasă. Asculta ce zice Biblia. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracu din ea. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, mama asta și-a căpătat liniștea când și-a văzut fata recuperată? Da. S-a așezat liniștea în casa aia care până atunci era stres, dezastru, tulburare, spume la gură, ce știu, urlete groaznice și ce mai face un demon cu un om. Acum s-a așezat oare liniștea în casa aia? Da. De ce? Pentru că o mamă a înțeles că trebuie să vină la Hristos. Doi. A înțeles că ea trebuie să se expună, că asta înseamnă venire. A înțeles că atunci când îi se dă șansa dialogului, n-are voie să tacă, că trebuie să dialogueze. Știți că vrea Domnul să dialogueze prin viața noastră? Și hai să vă spun o formă de dialog al lui Hristos. Te întreabă în fiecare dimineață, cine zici tu că sunt eu? Mi-a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și apoi știu început. Unii zic că ești Ilie, alții că ești nu știu care, că ești un proroc venit din morți, că ești așa, că ești... Și Domnul, după ce i-o lăsa pe fiecare să-și dea cu părerea și ce-o mai auzit de ei pe-n piață, la un moment dat Domnul zice, nu bine, și acum cine ziceți voi că sunt eu? Din toți ucenicii care au fost acolo, numai unul mai continua dialogul. Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care vii la Hristos, Hristos îți dă șansa să dialoghezi. Și vine Domnul și te întreabă așa, mâine dimineață încă o dată, cine zici tu că sunt eu? Și mai apoi tu trebuie să arăți cu viața că răspuns la întrebarea lui Hristos să faci dialog. Cum? Doamne, tu ești ăla care-i cauți pe amărâți. Păi și cum răspunzi la întrebarea asta? Te duci și faci o plasă cu banane, portocale și suc natural și te duci la spital și întrebi care e cel mai necăutat pacient din salonul de la oncologie. Ăla, ăla mă duc eu. Și te întreabă Hristos, dar cine zici tu că sunt eu? Doamne, tu ești ăla care te îngrijești de orfan și de văduve. Bă, și faci blighianul ăla de gogoș și te duci la copiii care nu au mai mâncat un 7 days în viața lor, dar îi bleba și niște finete acolo în gogoșile alea, să fie măcar cu așa cu esență de 7 days. Și spui, bă, uite, astea 7 days-uri bio, am adus să le mâncăm împreună. Tu ești cel care te îngrijești. Hristos îți dă șansa dialogului. În timpul acestui dialog, Dumnezeu îți dă ocazia, pentru că ai venit la El, îți dă ocazia să-ți manifesti credința. Pentru că tu nu mai ai bani în buzunar. Mai ai numai 100 de lei. Și acum, prin credință, trebuie să-ți faci ce ți-ai propus. Ce ți-ai propus? Să te duci la spital, unul. Și acum zici, bă, nu mă mai ducă, că 100 de lei n-are rost. Ei, prin credință, că tu dialoghezi cu Hristos cu viața, prin credință tu bași mâna în buzunar și iei singura 100 de lei și cumperi pentru amărâtul ăla și duci la spital.
Și apoi îi spui, Doamne, eu știu că pot să-ți văd puterea. Ai venit la el, te-ai expus, ai început să dialoghezi. Ai strâns firimiturile de prin casă, de prin portofel. Și ai zis, bă, firimiturile astea câțiva zeci de lei, eu vreau să fac ceva pentru Hristos, că trebuie să dialoghez cu el, trebuie să-i răspund. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu și eu cred asta. Și apoi îți dă Dumnezeu șansa să-i vezi puterea. Bate cineva la ușă și zice, știi, mă tot frământ de ceva vreme să-ți aduc niște bani. Și atunci, eu vă întreb pe dumneavoastră, într-un astfel de context, omul își capătă liniștea sau nu? De ce nu-și capătă oamenii liniștea? Că nu vin la Hristos. Nevenind nu pot să dialogheze. Neputând să dialogheze, nu-și pot manifesta adevărata credință. Nemanifestându-și adevărata credință, nu pot să-i vadă puterea. Simplu! O, Domnul atât de simplu și profund a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu am să vă dau odihnă. 2. Ca să poți să ai parte de liniștea lui Hristos, pe lângă faptul că vii la el, în al doilea rând, ascultați, luați jugul meu. Cât a fost de interesant acel aspect, știți de ce? Pentru faptul că ăștia erau sub jugul roman. Toți dintr-o dată când au auzit, bă, și ăștia zici că aveau sămânță românească, când au auzit, luați jugul meu, cred că toți ori pufăi, serios, iară juguri, iar nu ne-a stărat de juguri, că ăsta iar a venit Zacheu să ne ceară dările, iară juguri. Și Domnul vine și spune, luați jugul meu și sarcina mea, și vine Domnul și face o clarificare, stați-mă un pic, nu vă prepiți. Că diavolul, când auzi, tu auzi așa, Domnul zice, ia jugul meu. Și dintr-o dată vine diavolul și zice, bă, taci mă, că nu se poartă de tine. Taci din gură, nu te lua tu după, lua jugul meu. Stai și tu pe lângă aia care trag la jug. Stai tu fix acolo. O, dar Domnul a făcut o clarificare importantă. Sarcina mea este ușoară. O zis, stați un pic, că jugul meu și sarcina mea nu e ceea ce credeți voi, nu e ceea ce simțiți voi acum, nu e ceea ce trăiți voi acum. Jugul meu, ce înseamnă luați jugul meu? Dacă ne-ar întreba cineva, bă, ce înseamnă să iei jugul lui Hristos? Pentru că noi deseori, în mediul evanghelic, am făcut din niște cuvinte ale Bibliei doar niște slogane pe care deseori nu le înțelegem, nu le trăim pentru că nu le înțelegem. Ce înseamnă să iei jugul lui Hristos? Dacă te-ar întreba cineva, bă, ce înseamnă să iei jugul lui Hristos? Ascultați-mă, să iei jugul lui Hristos înseamnă următorul aspect, să te pui sub stăpânirea lui Dumnezeu în totalitate. Zice, luați jugul meu, care e al meu? Alea care l-am luat și eu. Care e jugul care l-ai luat tu, Hristoase? Jugul pe care eu l-am luat a fost să ascult de Tatăl în totalitate, să-L pun pe Tatăl în centru, să nu fac nimic fără de Tatăl, să-I slujesc Tatălui prin tot ceea ce sunt eu. În momentul în care un om ia jugul lui Hristos și pune jugul lui Dumnezeu pe umerii lui și înțelege ce înseamnă un jug, când bagi două animale acolo la jug, acele animale au parte de o stăpânire, adică ele înțeleg că nu mai pot să meargă cum vor ele, că ele trebuie să meargă cum sunt coordonate. Și vine Domnul și spune, luați jugul meu, luați stăpânirea lui Dumnezeu, înțelegeți că trebuie să vă așezați sub coordonatele divine. O, mulți nu vor să ia jugul lui Hristos, îi golește diavolul pe interior. Nu vor să se pună sub stăpânirea lui Dumnezeu. Nu vor să se pună sub rânduiala lui Dumnezeu. Nu vor să se pună sub rânduiala Bibliei. Nu vor să se pună sub rânduiala sfântă. Oh, hai hui, de capul lui, prin lumea asta, până la 80 de ani. La 80 de ani tremure din toate încheieturile. Oare mă ia și pe mine Hristos sau nu mă ia? Dar dacă înțelege omul la timp, luați jugul meu, intrați sub stăpânirea lui Dumnezeu, înțelegeți că trebuie să nu mai faceți nimic până când Hristos nu certifică într-un fel sau în altul. Sunt prea mulți care au jugurile lor, care la un moment dat iau decizii de capul lor, care la un moment dat au acțiuni de capul lor, care la un moment dat fac planuri de capul lor, fără de o stăpânire divină, fără de o călăuzire sfântă. Și știți ce face diavolul? Că oricum cei mai mulți dau kicks. Știți ce face diavolul? Pune mai apoi neliniștea. Și îl vezi pe om stresat și zice, bă, nu cred că o să-mi iasă treburile, cred că o să fie nasol. Dar de ce? Că n-ai stat sub jugul lui Hristos. Ascultați ce zice omului Dumnezeu Pavel, că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am acceptat să stau sub coordonatele lui Dumnezeu.
Am acceptat să stau sub rânduiala lui Dumnezeu. Am acceptat să nu mai fac nimic fără ca Dumnezeu să certifice. Și am acceptat că atunci când Dumnezeu îmi spune că eu trebuie să-mi fac bagajul, că trebuie să plec, că trebuie să-mi dau banii, că trebuie să-mi dau mașina, că trebuie să fac cutare sau cutare, pentru că sunt sub o stăpânire, am acceptat să mă arunc în brațul lui Dumnezeu. Oh, cât de impecabilă e viața și plină de liniște când omul intră în jugul lui Hristos și stăpânul suprem rămâne Dumnezeu și atât. Eu am stat aproape 10 ani în Austria. După 10 ani de Austria în care am un job foarte bun. Într-o seară primesc un telefon de la pastorul bisericii de pe care eu am preluat-o. Și îmi spune așa: Alin, eu am fost la ei la evanghelizare de câteva ori. Uite, noi am prins drag de tine, n-ai vrea să te muți la Făget, să preiei biserica, ai frate, eu mă retrag în 2-3 ani pentru că făcea vârsta. Eu, pentru că îl iubesc și atunci îl respectam, n-am vrut să-i spun frontal că e o nebunie și o prostie. Să las Austria și cu tot ce aveam noi acolo, să-mi fac bagajul și să plec. Și am zis: frate, zic, ba, nu-i problemă, numai să fie voia Domnului. Tipic penticostalește. Și el a zis: da, dacă e voia Domnului, vii? Și a zis: dacă e voia Domnului, vin. No, bine, ne rugăm Domnului, a zis el, ne rugăm Domnului. Eu mă duc la un moment dat în cameră și povestesc la Andreea. Andreea, uite ce a zis, fratele Nelu, fuzeze și ea cu mine la Făgești, știa un pic acolo care e pulsul. Și a zis către mine: dacă vrei, merg singur. La un moment dat m-am pus în pașa, am gândit cu voce tare. Și am zis așa: nu putem să plecăm, pentru că avem prioritățile noastre în viață. Și nu putem să plecăm. Avem și noi prioritățile noastre ca toți oamenii. Aveam jugul nostru. Aveam planurile noastre. Aveam ideile noastre. Aveam visele noastre construite. Și așa am adormit. A doua zi, dis de dimineață, de la un frate surd, de amândouă urechile, eu primesc un mesaj pe telefon. Nu puteam să comunicăm, că el era surd, de amândouă urechile, dar mi-a scris un mesaj. A gramat. Liniuțe, puncte, î din a și toate le-am pus eu. Dar l-am înțeles, în care mi-a scris așa, că esența era importantă. Frate Alin, mi-a arătat Dumnezeu că seara ți s-a făcut o chemare din îndepărtare, că tu ai spus că nu prea vrei să mergi, că ai prioritățile tale în viață. Tu au zis Dumnezeu că dacă nu pleci de bună voie, vei pleca împins de împrejurări, te iubesc amin. M-am dus și am arătat mesajul la Andreea. Noi trezeam copiii să-i trimitem la grădiniță și la școală. I-am zis: Andreea, uite mesajul. În 3 luni de zile am fost în România. Știți cât o trecut prin mintea mea? Bă, cât de încuiat am putut să fiu să las eu Austria. Când am închis ușa apartamentului gol și toate lucrurile erau într-un camion și ne-am urcat în mașină și i-am zis la șoferul de camion: ne vedem în România, nu mai aveam ușa de la, cheia de la ușă, că am dat-o la cineva care s-o ducă la firma care mi-a închiriat apartamentul și am zis: lasă că punem ceva la ușă să nu se închidă, când o tragem, o tragem odată pentru totdeauna ușa. Am tras ușa să o închis, nu se putea deschide pe exterior, numai din interior sau cu cheia. Și am început să fac de ușă și nu vinea să cred. Bă, s-o închis pentru totdeauna, n-ai cum! Nu vă pot mărturisi câte au trecut prin inima și prin mintea mea. Dar pentru că am ales să ascult de Hristos, trebuie să vă spun cât se poate declar liniștea pe care Dumnezeu mi-a dat-o prin toate valurile prin care am trecut de când am venit noi în România. Nu poate da nimeni, niciodată. Dar vă aduceți aminte de Șadrac, Meșac și Abednego în fața chipului înălțat? Păi cum să nu-ți fie frică? Nu era un ciocoflender de pe stradă, era cel mai puternic om al planetei. Bă, băieți, puneți-vă jos că e grav. Băieți, nu vă jucați. Era mai crucii ca Putin. Bă, vă rog, puneți-vă jos, uite-te, vă mai dau o șansă. El nu se putea călca pe el. Dacă o spus, bă, vă mai dau o șansă, nu mai putea să o dea a doua, a treia sau să zică, bă, lasă, hai totul să trecem peste. Era împărat, își călca pe demnitate și pe cuvânt. N-avea cum. O zis, mai pun să mai cânte încă o dată muzica.
puneți-vă jos, o, băieții ăștia, care au intrat sub jugul lui Dumnezeu, care au intrat sub stăpânirea lui Dumnezeu, care au înțeles că Dumnezeu e totul, că Dumnezeu trebuie să rămână totul, că nimeni și nimic n-are voie să ți-l ia pe Dumnezeu din inimă. Ascultați și spun, împărate, Dumnezeul înaintea căruia slujim necurmat, Dumnezeul sub a cărui jug suntem noi, ne poate scoate din mâna ta, împărate, și ascultați, în momentul ăla, eu m-am gândit totuși, unul dintre eu a fi zis, bă, așa drag, mai un pic la vorbe, că totuși e prea complicat, tu nu-l vezi pe ăsta că e cel mai crud om al planetei, bă, nu știu care o rostit, dar sub liniștea lui Dumnezeu dovadă la ceea ce a spus, și împărate, și ne va scoate din mâna ta. I-o scos? I-o scos. Să spui asta în fața unui om care ordona execuții pe bandă rulantă, înseamnă că trebuie să ai acea liniște extraordinară. Dar știți de ce? Ca și apostolul, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Înainte să trec la ultimul punct, vă întreb, știți de ce oamenii sunt plini de frică, de stres și de dezastru? Pentru că nu mai trăiește Hristos în ei, îți goi pe interior, doar ținuți de niște ancore. Până niște ancore îi țin și încă se țin puternici, până bagă diavolul dinamita, când i-o bubuit odată ei și tot ce-i pe lângă ei de multe ori, se spulberă. O, dragii mei, intrați sub jugul lui Hristos, stați sub stăpânirea lui Dumnezeu. Practic, nu mai faceți niciun pas până când Dumnezeu nu-l certifică într-un fel sau în altul. Are Dumnezeu metodele lui să le certifice. Am văzut oameni care s-au căsătorit și eu le spun tinerilor înainte de căsătorie, mă fiți atenți, eu am fost vestit într-o perioadă pentru destrămări de prietenii. Veneau la mine, frate, le vrem să ne căsătorim. După ce stăteam de vorbă cu ei jumătate de ori, le spuneam, bă, lăsați-o așa că după aceea să vă împac după. Așa că i-am spus, măi, toate erau bune, mamă, tată, frate, suror, totul era impecabil. Și eu le mai puneam o întrebare, dar auziți, sincer, ai cumva o agățătoare acolo în inimă care un pic îți dă neliniște? Aia mică. Da. Are cuiulul pe pelea. Praf te face. 20 de ani, o să zici ce-a fost cu capul meu. Ascultați-mă. Dumnezeu are metodele lui să certifice liniștea din inimă. E o certificare a lui Dumnezeu. Lucrurile cum se așează. Modul cum Dumnezeu le organizează, e o altă certificare și multe altele. Dragii mei, nu mai faceți pași în viață până când Dumnezeu nu certifică, că înseamnă că sunteți sub jugul vostru, sub jugul lui Hristos, pentru că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, El trebuie să certifice totul. Și în ultimul rând, să ai parte de liniștea lui Hristos pe lângă faptul că vii la Hristos cu tot ce ești, pe lângă faptul că iei jugul lui Hristos și lași pe El să dețină controlul, El să coordoneze totul, El să rămână totul. În al treilea rând, Biblia spune așa, învățați de la mine. Ascultați, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dragii mei, un om care învață de la Hristos dovada faptului că Hristos e mentorul lui, că e învățătorul lui, e liniștea, blândețea și așezarea. Asta e dovada. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. În momentul în care înveți de la Hristos, orice s-ar întâmpla în lumea asta, orice s-ar întâmpla în jurul tău, ești plin de liniște. De ce? E aceeași atitudine ca și a lui Hristos. Învață de la Hristos, spre exemplu, să-ți duci crucea. Hai să vă dau un exemplu. Ce înseamnă să-ți duci crucea? Și închei imediat. Știi ce înseamnă să-ți duci crucea? Foarte mulți oameni vorbesc despre Via Dolorosa ca drumul suferinței. Corect? Zice drumul suferinței. Măi, eu nu contest că nu a fost un drum al durerii. Că a fost totuși. Dar, în primul rând, Via Dolorosa n-a fost caracterizată de durere. Via Dolorosa a fost un loc al învățăturilor sfinte. Învață de la Hristos, zice, dacă vrea cineva să fie ucernicul meu, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Dar cum să-și ia crucea? Cum? Cum să-mi duc eu crucea? Ce înseamnă să-mi duc crucea? Dar de la Hristos poți să înveți. Via Dolorosa n-a fost în primul rând drumul suferinței. Via Dolorosa a fost drumul învățăturilor sfinte. Pentru că pe Via Dolorosa, nu pe Via Dolorosa a fost bătaia cruntă. Nu pe Via Dolorosa a fost biciul ăla roman.
Nu pe via dolorosă a fost balba smulsă. Nu pe via dolorosă a fost pumnii romanilor. Nu pe via dolorosă au fost picioarele alea grele ale romanilor. Nu pe via dolorosă. Pe via dolorosă a fost un drum al învățămintelor sfinte. Și Domnul zice, învățați de la mine. Uitați-vă la via dolorosă și învățați de la mine cum să vă duceți crucea. Știți ce înseamnă să-ți duci crucea? Când înveți de la Hristos, iei crucea în spate și ascultați ce transmitea Hristos cu crucea în spate. Învățați de la mine, zicea Domnul. Crucea lui Hristos și Hristos cu crucea în spate transmitea pentru toți oamenii iubire. Transmitea pentru toți oamenii dragoste. Transmitea pentru toți oamenii iertare. Cum să-mi duc crucea? Păi învăț de la Hristos. L-ați văzut pe Hristos pe via dolorosă cu crucea în spate să bată obrazul cuiva? Bă, ne vedem noi peste 3 zile. Tu ești la care ai dat cel mai tare. Te țin minte. În 3 zile ne vedem. Nu. L-ați văzut pe Hristos să reproșeze cuiva? Pe via dolorosă cu crucea în spate? Nu. Vrei să înveți de la Hristos să-ți duci crucea? Ce înseamnă să-ți duci crucea? Că vine câte unul și zice, frate Alin, la mine în casă eu am cancer, asta e crucea mea. Nu, nu-i crucea ta cancerul. Cancerul e o boală de care Dumnezeu te poate scăpa, pe care Dumnezeu o poate vindeca, nu-i cruce. Frate Alin, la noi în casă e numai ceartă, numai ceartă, zice, asta e crucea mea. Nu, ceartă din casă nu-i cruce, e dracul care își bate joc de voi la pachet. Știi ce înseamnă cruce? Crucea lui Hristos înseamnă iubire față de oameni. Eu nu pot să le spun oamenilor, hai la cancer, la Hristos, hai la ceartă, hai la dezbinare, că zice să-și ia crucea. Eu trebuie să le spun ca pastor, oamenii buni, luați-vă crucea. Pe cum pot să le spun oamenii, luați-vă dezastru? Nu, nu, asta nu-i corect. Crucea lui Hristos înseamnă iubire. Oamenilor, luați-vă iubirea față de semeni. Comportați-vă ca și Hristos. Iubiți ca și Hristos. Iertați ca și Hristos. Arătați aceeași dragoste ca și Hristos. Asta înseamnă, învățați de la mine cum trebuie să vă duceți crucea. Și când cineva își duce crucea ca și Hristos, vine altul și îl terorizează. Și ăsta îl iubește. Îi arată dragoste, îi arată afecțiune, stă lângă el, îi vorbește frumos. Vreau să vă spun ceva. După un astfel de moment, cum te pui pe genunchi în toiul furtunilor? Stresat? Nu. Bucuros că Dumnezeu ți-o da șansa dialogului. Alin, cine zici tu că sunt eu? Ești iertătorul. Ești cel care ai dragoste. Și eu arăt asta. Mai vine câte unii că-ți vine să-i vezi numai rai. Bă, dar ia, vii mai lângă noi. Și trebuie să-i ierți. Trebuie să-i iubești. Trebuie să-i ții aproape. Trebuie să-i zici, Dumnezeu să te binecuvinteze. Trebuie să te rogi pentru el. Ăsta e dialog. Uite, Doamne, eu fac și eu ca tine. Ăsta ești tu. Și te oglindești în mine. O, când învață omul de la Hristos să-și ducă crucea, să vadă bun în tot ce se poate vedea. Când s-a uitat Domnul în dud, uite un nemernic, am în jos. Nu. Păi nu era Zacheu altceva în momentele alea. Era un șarlatan, un țăpar. O, dacă din păcate oamenii stresați că nu învață de la Hristos să vadă cum vede Hristos. Și oamenii văd cum vor ei să vadă. O, când îl vezi pe un om, nu te uita să vezi prima dată țăparul din el. Uită-te că e sufletul care trebuie salvat de Hristos. Uită-te că e cel care trebuie să-ți devină frate, soră. Zache, dă-te jos. Când a venit femeia prinsă în prea curvie, o, bă, asta e, zici, a prins-o, dați, asta e, n-avem ce face. Nu, Hristos a văzut un suflet care trebuia salvat, că nu în greșeala aia trebuia să moară, ci trebuia scoasă din greșeala aia, trebuia cineva să se aplece jos lângă ea, trebuia cineva să ia apărarea într-un fel sau în altul. Și vine Hristos și zice, învățați de la mine, luați apărarea și voi, cum a luat-o Hristos. Și când faci așa și te pui pe genunchi în toiul furtunilor și îi spui, Doamne, am nevoie de tine, spuneți-mi dumneavoastră sincer, ce vine peste noi, stresul sau liniștea? Liniștea. Învățați de la mine. Citeam o poveste. Când o zi un tată, o mamă își trimite copilul la piață, vreo 8 anișori. Bucuros ăsta că o primit încredere de la maică s-a și l-o trimis să cumpere ouă. S-a dus bucuros, într-o fugă mare să cumpere ouă. Bucuros de încrederea care i s-a oferit. O umplu plasa de ouă, 10 ouă, vine numai că el
în timp ce venea, învârtea plasa așa. Eu m-am gândit, bă, ăsta cred că a văzut atunci desenele cu David și Goliat. Învârtea de plasă, învârtea de plasă. Bucuros, din bucuria care așa și-o manifesta. Bă, mama m-a trimis să cumpăr ouă. O ajuns acasă, ouăle sparte toate. Prima reacție a unui om care era în casă, a zis, trebuie să-i dai o lecție. Să nu uite, când îl trimis după ouă, trebuie să vină cu ouăle întregi. Îl iei, îl cerți bine, îl scuturi bine, uite-te, na, mai fă tu ceva cu ele, na. O să ceartă-l bine, ceartă-l să țină minte. Acea mamă care învăța de la Hristos, Doamne, lasă-le pe tăte așa. O zis, nu. Dacă voi face așa, nu se va mai duce după ouă niciodată. Și atunci când se va duce, va merge plângând, frustrat. Nu. O lua pe copilul, zis, vin aici. A început să culeagă albușul și gălbenușul din plază, le-a pus separat și a zis, auzi, ouăle astea erau menite să fie fierte. Nu mai pot fi fierte. Dar din ceea ce pot să culeg din plasă, o să fac niște clătite bune. O să le mâncăm toți împreună și o să ne bucurăm de ele. Voi să duceți și finetii. Înțelegeți că trebuie să vezi întotdeauna ca și Hristos tot ce e bun? Nu să vedeți tot timpul partea aia rea. Nu să vedeți partea aia dezastroasă. Vedeți-o pe aia bună. Culegeți firimiturile alea. O zis femeia asta, dar firimiturile alea care cad sunt excepționale. Mai culegeți firimiturile bune. Poate n-ai nu știu cât de multe lucruri pentru care să stai în extaz și mă... Bă, culege firimiturile alea bune. Fă o plămădeală bună din ele. Întotdeauna când înveți de la Hristos, vezi cum vede Hristos, iubești cum a iubit Hristos, ierți cum a iertat Hristos, manifesti aceeași dragoste cum a manifestat-o El, te apropii de oameni cum s-a apropiat Hristos. Ascultați-mă, când te pui pe genunchi în toiul furtunilor, inima e umplută de liniște, aceluiași Hristos. Dacă ne lăsa pe noi Domnul la prima întâlnire cu Petru după lepădare, consiliul pastoral. Mă, Petre, picior peste picior ar fi întrebat primul pastor, Petre, m-am lămurit eu și de tine, Petre, nu. Vă imaginați când a ajuns Domnul, așa trebuie să facem și noi. Când a ajuns Domnul și i-a văzut pe toți acolo, cu ușile încuiate, intră Domnul la ei, pace vouă. Și asta a fost primul semnal al lui Hristos, pace vouă. Și vine Domnul și spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Mi l-am imaginat pe Petru undeva într-un colț, Doamne, și eu, și tu, Petre. Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Mi l-am imaginat pe Petru și cu mine și cu tine, Petre. Ascultați-mă, reacționați ca și Hristos. Și în momentul în care veți reacționa ca și Hristos, învățând de la El, în momentele grele ale vieții, în inimă se pune liniștea. În viața mea a trebuit de multe ori să am stăpânire de sine, dar mi-am dat seama că fără de Hristos, toată stăpânirea mea de sine, toate ancorile pe care eu mi le-am luat, ar fi fost zero. Am venit la Hristos cu tot ce am fost eu. Mi-au spus mulți de tânăr, bă, dar tu puteai să faci multe alte în viață. Te-ai apucat tu de pastorat, fii tu pastor, mă. Bă, dar tu... I-am zis, da, eu m-am pus în mâna lui Hristos cu tot ce sunt eu și cu tot ce am eu. Vreau să-L trăiesc și să-L iubesc. Am venit la Hristos, am luat jugul lui Hristos. O trebuie deseori să calc pe mine, pentru că planurile Lui nu băteau cu ale mele. Și-o zis, bă, Alin, nu ești tu ăla important. Am stat în oglindă de nenumărate ori. Alin, nu ești tu ăla important. Nu înțelegi? Nu tu ești ăla important. Cine? Hristos e important. Și tot eu îmi dădeau răspunsul, am înțeles. Și pleca. M-am pus sub rânduiala lui Dumnezeu și stau încă și nu vreau să ies de aici. Am învățat de la El. Și au venit furtuni în viață. Sunt tată de fetiță de 2 luni, să-mi trăiască, mulțumesc frumos. În urmă cu 2 luni, în casa noastră a venit Victoria. Victoria a fost chemată, așteptată, dorită. Penultimul copil al nostru are 10 ani, 14, 12, 10. Și acum Victoria 2 luni. Mă imagina și ei până la noi până în casă. Tăță-s pe acolo, până în jurul ei.
am dorit-o pe Victoria, ne-am rugat pentru Victoria, l-am rugat pe Dumnezeu să ne mai dea un copil. După 10 ani Dumnezeu ne l-a dat. Când Andreea a născut, în urmă cu 2 luni, născând prin cezareană, nu m-a lăsat să intru la ea în prima zi sau atunci. Dar nu vine nimeni să-i spună despre Victoria decât că a avut un geamăt respirator la naștere. Mă, ce să înțelegem noi prin geamăt respirator? La un moment dat a venit o doamnă asistentă și i-a spus: fetița dumneavoastră nu reacționează bine la manipulare. Atunci când noi o manevrăm, nu reacționează bine. Nici asta n-am înțeles ce e asta. Mai mult de atât, nu i-a spus nimic la Andreea. Doua zi, Andreea mă sună: Alin, te rog, zi la cineva. Urma să mă duc și eu la Andreea, mă lăsa să intru. Am sunat pe cineva și am zis: mă, vă rog, trimiteți pe doamna doctor. O trimis-o pe doamna doctor și doamna doctor, foarte deschis, i-a spus. Iar în urma discuției cu doamna doctor, eu am într-o cafenea în Timișoara cu 2 frați, așteptam să mă duc, să pot să intru la Andreea. După discuția cu doamna doctor, Andreea îmi dă mesaj: Alin, Victoria noastră are probleme cu inima. Știți ce ori câte ori trecut prin mintea mea în momentul ăla? Medici, poate operație, alergătură, spitale, ce știu, Occident, în alte părți, de la oxigen, zice. Și acum urmează să o transfere de urgență într-un alt spital. M-au văzut frații care erau cu mine la masă când m-am schimbat la față. Și unul mă întreabă: Alin, ce-i? Iar arăt mesajul. În următoarele câteva secunde, vă mărturisesc că înaintea lui Dumnezeu, inima mea a fost cuprinsă de o liniște impecabilă, pe care, în cuvinte, nu mi-are și oricum să o descriu. Am luat telefonul și am scris Andreea și: Andreea, sunt cât se poate de liniștit și de convins că și de această dată Dumnezeul nostru rămâne Dumnezeu și totul va fi bine. Și ca să mă asigur că mă înțelege, am mai scris încă o dată: totul. Și am pus semnul exclamării. Au transferat-o pe Victoria în celălalt spital, pe după masă i-au adus-o înapoi la spitalul ăsta de copii, la maternitate. M-au lăsat să intru și eu la Andreea pe la 6 după masa. De vreo 2 ore Andreea nu mai răspundea la niciun mesaj. Nu știam ce se întâmplă. Dar de fapt pe la ora 4 i-a adusese pe Victoria și i-a dat-o în salon. Nu mai răspundea la nimeni la mesaje, chiar era cu ea. Ceea ce medicii au spus în primă fază, că au spus că bătăile inimii nu erau regulate și că se oprea inima la o dată la ceva timp, avea o fracțiune de secundă în care inima se oprea și apoi începea activitatea cardiacă. Nu s-a confirmat atunci. Și ne-au spus: mergeți, vă rog frumos, după o lună de zile la un medic, după 2 luni mergeți la un medic să suflăm și neaurt. Zilele trecute, vineri, eu cu Andreea și cu Victoria la medic. Ne-am uitat și mi-a arătat doamna doctor: uitați, asta e inimioara ei. O citit și i-a pus colegul ei pe foaie și ne-a citit încă o dată, înainte să-i facă acel eco. I-a citit și a zis: da, activitatea care, wow, făcea de-ai micuții, Doamne, sperăm să nu. La un moment dat, când i-a pus acel ecograf și mi-arată, zice: ascultați-mă bine, inima ei este perfectă. Și continuă doamna doctor, surprinzător: pentru că există un Dumnezeu. Nu știu cine sunt eu, nu știu că-s pastor. M-am bucurat și am spus la Andreea, plecând din acel cabinet: Andreea, atât de bucuros, că a venit din Londra, doamna, atât de bucuros că mai există oameni care îl recunosc pe Dumnezeu în mod public. Că cel care îți poate umple inima de pace rămâne Hristos Domnul. Veniți la mine, luați jugul meu și învățați. Și în felul acesta, inima va fi plină de pacea lui Hristos. Vă invit să stăm împreună ridicați. În seara asta poate te simți liniștit. Poate te zici: stai mă că eu sunt liniștită. Știți? Una din durerile generației noastre e că oamenii sunt stresați și nici măcar nu-și dau seama. Oamenii stresați și nici măcar nu realizează. Și își dau seama de faptul că nu există pace în inima lor când bat furtunile. Și când ai avea nevoie de pace, de fapt îți dai seama că tu tremuri, că n-ai, ancorele alea s-au dus. Și Hristosul care trebuia să fie în interiorul inimii nu este. În seara asta, dragii mei, pentru toți acei care simțiți o neliniște în inimă, pentru toți acei care simțiți o frică, o teamă,
un stres. Spuneți lui Dumnezeu care e prezent aici: Doamne, eu vin la Tine cu tot ce sunt eu. Învăț de la Tine în fiecare zi, intru în jugul lui Hristos, Tu să rămâi stăpânitorul vieții mele, Tu să rămâi totul. Pentru vremurile care poate inima va tremura și singurul care va putea să aibă o soluție va rămâne Dumnezeu. Spune în seara asta: sunt aici și Te rog, ocupă-Te și de inima mea. Rugăciunea asta înseamnă expunere. Se va uita Dumnezeu cât de tare ai curajul să Te expui. Spune-i din toată inima. Nu te uita nici în stânga, nici în dreapta, nu e important asta. E important Hristos și inima noastră să fie pe ale sale brațe. Ne rugăm cu toții.